Cumva? M-o fi chemat, dar ce-i să audă că faceți atâta zgomot? Stai jos. Bă, nu că eu am treabă. Stai jos! Stai. Spune-i lui entitatea asta. De ce nu-i spui tu personal? Pentru că nu mai există pentru mine. E ca o stafie. Spune-i că din momentul ăsta nu mai are ce căuta aici. Să dormă pe canapea, că eu nu dorm cu stafii. Zi! Bă, păi da, nu-i treaba mea să-i... Au, zi, stai mai ușor că rupi de ceglă. Îți mai rup și alte chestii dacă nu-i zici. Îi zic, îi zic, că eu zic, m-a terminat-o cu tine. Nu așa, nu așa, gogoașă, cum am zis eu. De la început și până sfârșit. Mai ușor, fată, că mi-ai degetele peste cap. Concentrează-te, gogoașă, ca să nu ți le mai dea peste cap. Azi, stai în locul ăsta, am o treabă de făcut cu tine. Spune lui entitatea asta să se mute pe canapea, că din momentul ăsta a terminat-o cu mine și în restul nu mai știu că am uitat. Lasă, gogoașă, că am înțeles ideea. Dar spune și tu pacientei că dacă sunt inexistent, așa cum a zis, nu mă vede. Da. Sunt invizibil. Da. Și să se mute ea unde era locul. Cum de fapt, zic? La balamuc. A zis că el nu se mută nicăieri, că e omul invizibil. Și că n-ar trebui să se mute, dar să mustu în altă parte, dar nu pot să spun că rup degetele. Au! Ce dormă ta, că nebună! Poți să ataci o chestie pe care n-o vezi? Da, 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 auzi, mă auzi! Aud! Aud un lătrat vag de maidanez! Zi, Bogoșa! Nu mai zic nimic, eu plec, am întârziat la repetiție și mă așteaptam. Nu plec nicăieri, că n-am terminat discuția. Ok, ok, zic tot ce vrei, dar nu mă strânge așa de tare că îmi lași până de aici și nu mai am racord la filmări. Tu nu vezi că atârnă sârmele de ea ca lumile din pomul de Crăciun? Cum ai făcut pupăza? La tine mă refeream, disperatule! La idiotul de gogoașă! Du-te acasă și adu-l încoace în palme! Nu mă duc, bă, că... Că nu sunt în stare să fac doi pași pe jos! Zi, zi! Că nu sunt... Adică mă faci gras? Nu, mă! Tu te faci cu slălină și cu bere! Și ce mai mare de banii tăi? Bără, de ce aduce gogoașă? Că-i prietenul meu și mi-a ce dă mâncare. Da? Și e moca. Da? Și de-aia nu mă duc să-i fac nimic. Să duc asta, că ăsta are autoritate. Da, am autoritate numai pe partea de legislație. Pe partea de producție, să se înfingă domnul Pupăză, care a ci de față. Că și așa mi se laudă că-i dita mai producătorul. Bine, mă, bine, mă, lasă că rezolv eu. Dați-mi bani de taxi. Noi? Nu, poate să fie și vechi. Că eu pun autoritate și voi puneți banii. Că suntem o echipă și trebuie să punem toți umărul cumva. Sau vreți să plătiți ziua de filmare ratată? Aud? Cine? Sunt ale tale? Scuze, Pupăză, n-am știut. Mă, și miram eu de unde are părlitul ăsta atâtea țoale. Păi normal că n-am, că ți-ai luat numai tu ca apucata. Zi, mă! Păi normal că n-am, că ți-ai luat numai tu ca apucata. Bă, tu ce faci aici? Unde trebuia să fii tu acum, inconștientule? La platou, dar nu m-a lăsat tema să plec. Nu te-a lăsat tema să pleci? Da. Și cum te-am piedicat, mă rog frumos? Uite așa! Da! Păi, ești stupid, vrei
doare, na. A, dar de ce? Pentru că uite mi-a luxat ăsta mâna și nu mai pot să semnez ordinul de plată. Na. Credeam că ne dai amenzi. Păi vă dau și amendă, dacă în 5 minute nu sunteți la platou. Da, eu nu filmez, dragă, azi, de ce să vin? Ca să nu mai mărăvășești lucrurile. Auzi, ce? Ia-l pe Van Damme, că asta ne luxează mâinile. La toți. Noapte bună, Leoncio. Nu bea, e repetiție. Ah! Am auzit tot, Leoncio, tot. Cum îi făceai avansuri, cum îi făceai curte. Vrei să-i fiți părinți, mincinosule? Blestemat să fii, Leoncio, dacă mă amăgești. Praful să aleagă de tine, de nenorocit, de scârbă, de bestie! Mâncă-mi bani, că ți-le faci eu! Stop! Ce, mă, ce-l mai bine? La tine a fost bine, mă, dar Leoncio mi se pare că ar trebui să aibă o altă atitudine. Că el e boierul, nu e cârpă în casă să-l facă de rahat o menajeră. Arată-i popă, de cine-i jupânul. Ia dă-i, mă, două palme. Păi tu ai nebunitul, rescrie acum scenariul pe genunchi? Trebuie, mă, dacă are erori. Un bărbat adevărat așa s-ar comporta. Ia dă-i, mă, două palme, hai! Eu? Nu, mă! Hai, ce vorbești, mă, auzi? De ce n-ai plăsit-o tu, mă, pe nevastă ta mai devreme când se arunca cu boarfele pe jos? Aud? Zi mai bine că ești găină în casă și refulezi aici la platou să ne strigi nouă producția. E, păi dacă vă stric, ia făceți-vă, mă, voi singuri, hai! Ce tragi, Damia, zici așa prost de gură, mă, pupăză? Nu-l vezi, bă, că i-a bătut, că i-a s-a certat cu nebuna aia. Măi, presar și tu, sare pe rană. Ce te faci, bă, dacă acum nu mai joacă? Ce te faci? Nu bea, că e repetiție! Du-te, bă, și prinde lui pe ăla de nebun. Vezi, mă, Gogule, cu viața asta. Da? Să-mi parcă om cu om, dar mi te câine cu câine. Să ne certăm, mă, bă, să nu ne certa cât a fost în politică, ne certăm acum. Ce, bă, și pentru ce, bă? Eu zic să și bem ceva. Hai, da. Ce faci, femeie, tu ai nebunit definitiv? Eu v-am zis, dar nu m-ați crezut. De ce umbi așa prin casă? Să vadă entitatea asta părului dolce a pierdut. Și să-și dea palme singur, că eu nu mă mai deranjez. De fapt, de-abia acum îmi dau seama că n-am pierdut nimic. Porcule, ce? Ce-mi place când vorbești murdar, zi. Mi-a zis mie mama când m-am măritat că sunt proastă și ar trebui să am grijă că toți bărbații sunt niște porci. Mare dreptate a avut. Zi, Gogoașe, spune că eu nu vorbesc cu mizeria asta. Lasă, Gogoașe, nu te mai obosi. Auzi, da, așa experiența a avut maică-ta de a-i cunoscut pe toți? Oh, mă-tai panoramă. Faci panorama pe mămicuța mea, mă, nemernicule! E, asta trece orice limită! Dacă vrei război, o să ai război! Spune-i, pupăză, spune-i că tu spui mai cu viață, nu gale și natul ăsta! Van Damme rămâne cum ai auzit. Și tot du-te și schimbă-te imediat! Dar lasă, pupăză, așa, că poate e călduri, ce te bagi? Mărlane, nu fi măcar, că m-am săturat și de specia ta! Mărlane! 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 Ce? Mărlane, n-ai... N-am. Să rămână. Ce face frumoasa doamnă? Îi place, ce să facă? Am terminat curățenia și vreau să mă schimb. Zic, cu ce treabă faci scopul și durata? Am venit să... Ce? Am uitat. Păi dacă ai uitat, atunci drumul că poate te ține de treabă. Stai că... Hai, lasă că n-ai ce să vezi, că acum se pleacă și pleacă. Hai, da. Du-te că poate-i treabă și o te rețin. Vezi? Vezi ce era să faci? Du-te imediat și pune pijamaua pe tine. O am pe mine, că eu așa dorm. Atunci, du-te și culcă-te. Păi chiar asta o să fac. Dar o să las pe măgară să doarmă cu voi și rămân eu pe canapea. Că o noapte, două... Ce mai contează? Că oricum n-o să mă mai vedeți, bă, că plec la noul meu iubit. Aha, ăla imaginar că n-o să te ia nici dracul acum areți. Asta crezi tu, mor de optică, taie-ți vena, fraiere, taie! Tu nu te auzi ce clanță ai? Ei, uite, când dormești tu, pe papoarele te-n port. Hai, mă, să mor tu! Bă, da, pe mine m-ați întrebat dacă aveți voi aceea. Da, și n-ai, că nu trebuie să știi, Van Damme, că ne-am adunat aici. Hai, așezați-vă că avem de vorbit.
Hai, Mărlane, vino mai încoace. Nu, bă, că mi-e frică. Dacă stăm în cerș cu lumânarea în mijloc, înseamnă că e ședință de spiritism și mie mi-e frică. Mărlane, ziceai că în Spania te mai deștepți și tu. E ședință de spiritism, capsomane. Discutăm despre cum să-i împăcăm pe nebunii aia doi. Atunci aprinde lumirea, să nu creadă spiritele că le chemăm și să vie încoace. Că s-a mai întâmplat să vină și de greșeală, că am văzut eu filme. Ser, filmele ale naibii. Nu mai bine te rezumi tu la desene animate? Du-te, bă, și aprinde vioza aia. Du-te și aprinde vioza, du-te. Bă, ideea e cum îi împăcăm. Că ne dau peste cap producția cu scandalul lor. Le organizez eu o seară romantică. Că cu asta nu dai greș niciodată. Dar pentru asta o să avem nevoie de dormitorul tău, Mărlane. Că e mai intim. Ce vorbești? În dormitorul ăsta nu intră decât... Spiritele! Spiritele! A venit! A venit stingerulare! V-a zis-o că o să fie! Au venit să te pedepsească, Mărlane, că și că fiindcă au auzit că ești al dracu și nu-i lași pe aia doi să-și ia dacinea la tine în dormitor ca să-mi pece. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, n-am zis că nu-i las, am zis că îi las, dar numai pe ei doi. Gata, m-au plecat. Iau ăsta să te îndelesc, că uite umbli goala a venit, Rica, și te vede așa, la pucă toate alea. Pormă vrea să te îndroape cu... Oh! Ce, ți-ai adus aminte ce vrei să zici aseară? Nu, am pierdut o cheie. Aha. Ia dă-te așa, să nu fie pe aici. Nu e. Nu e? Auzi, da, Ema, nu e? Nu e. Că parcă am auzit așa glășciorul. Nu, era rotopercutorul de la mașina de tuns. Marmeladă. Ia uite unde era. Parcă m-am sclerozat. Auzi, profită de scleroza asta și uită și adresa nu, noastră. Hai da. Da. Zic. Da. Hai să... Hai cu masa aia, că mi-e foame. Vedeți că și pe mine m-a luat un pic? Ce vrea, mă? Pe masa, eu știu bă, ce bine am dormit singură, Bustean! Și eu care credeam că ești neagră de oftică. Dacă încolo tu ai dormit în șemineu. Cum și că? Ce? Spune-i măgarului să nu se mai bage în discuție ca musca sub coada calului, că eu nu-i fac onoarea de a vorbi cu el. Stai liniștit, Gogo, și că nu te mai obosi. Nu cu tine vorbeam, domnișoară. Și foarte bine că ai dormit singură, obișnuiește-te că așa o să dormi de acum încolo. Că la cum arăți, sigur o să rămâi fata bătrână. Da, și tu o să rămâi un vou! O, gata, că ne-am săturat! Vorbește numele tău, pupazoiule, că din am ca să mănânc. Gata, e du-te tu și îmbracă-te ca lumea, nu cu vedere la cărnul și tu du-te și mai fă niște sandwich-uri, hai că... Uite ce fac din cauza ta, mă, să fac sandwich-uri în restaurant. Mișcă-te, nu mai umplat de spuiată. M-am gândit cum să-i împăcăm pe disperații ăștia doi. Aha. Ne dăm toți la Ema și asta când o să vadă că e groasă, se întoarce la bărbasul. Dacă e vorba de groasă, înseamnă că numai eu o să mă dau la ea. Ce cauți, femeie?
aici? Vrei să faci atmosferă și la serviciu? Ia și afară, că aici avem treabă! O, disperatule, că n-am venit la voi! Am venit la Rică și la Esteban, că vreau să împușc două iepuri dintr-o dată. Bine că recunoști că sunt iepuri! Bun și ăia, că de bou m-am săturat! Ieși, că nu știu ce fac! Ce e, mă, scandalul ăsta aici? Ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? M-au văzut așa singură și neajutorată și își va să nervi pe mine. Să vă fie rușine, mă! Hai la mine în birou, bei o cafea, te liniștești. Da. Te calmezi. Hai, te rog. Ce surpresa frumoasă! Intrar! Intrar, por favor! Oh, dar ai început să rup ceva română! E? Adică tu hablas un pic română! Pentru... mi amor! Por favor, intrar! Păi, e maritată! E casada! No. Esta es una... Una? Doi momenti. Este sora mea. Ah, comprender, muy chiquita, muy chiquita. Auzi, este de verdad que tú te has desparcido, Van Damme? Sí, es un magaro. ¿Qué? Puro. Sí. Și mă simt atât de singură. Sunt solo. Sola? Sí. Tu ești sola? Uh-huh. Vamos conmigo a mi casa de la playa. Si uiți de todos los problemas. Casa pe plajă? Sí. Casa? Sí. Tu vorbești serios? Sí. Păi când plecăm? Vamos a la playa. I-ați văzut pe aia doi pe aici? Pacienta e în dormitor. Mi-a zis să ies de acoalea că își scoate țoalele. Oh, iar? Își scoate țoalele din șifoner. Iar Van Damme e la duș, bă. Bun. Demarăm planul împăcarea. Ok, să-i dăm drumul. Ce? Bă! Ce faci, mă? Păi n-a rămas că eu mă ocup de ea, că sunt cel mai dotat. Aia nu s-a rugat niciodată la tine. Care și ea niște standarde. Ți se pare că ai trupșorul ăsta așa, la fel ca lui Van Damme? Al meu e de cel puțin două ori mai mișto ca lui Van Damme. Are dreptate, Codacu. Bine, nu e mai mișto ca lui Van Damme, dar de două ori cât al ăla, sigur e. Mai arde că-i valabil pentru tine, un platule. Uite cine vorbea cel Fido. Atunci fă-i tu curte, uscatule. Ce vorbești? Să afle mă dacă mă dau la muieri și după aia să zic că conșel pe șopii ca să aibă de ce să-mi rupă gâtul? Mă, vrei mort? Bă, da. Ia stați așa. Dacă tu nu vrei, ăștia doi n-au față, atunci o să mă dau eu la ea. Mă sacrific, ce să fac? N-am față, eh? Lasă cu păzurile, că ți-o fac eu. Hola! Hai! Mă, repetați și la ora asta? Da, repetați și la ora... Dar tu ce cauți aici? M-a rugat Emma să vin. Să fiu de față când o persecutați. Mai termină-mă cu prostiile, că n-o persecută nimeni. Ba din contră, îți dai seama, ea e iubita mea, cine să o persecute? Bune glumă. Ia zi, unde e? Ah, e la duș. Super. Hai, salut, Rică! Mi-am făcut un duș și m-am spălat de machiajul la negru, că am repetat cu machiajul pe față. Ia zi, unde e Emma? Și treaba mea cu ea. A ieșit în pită. Ia uite-o și pe asta. Ce faci, făi, cu alea? M-a invitat Esteban să-mi petrec weekendul la vila lui de pe plajă. Dar asta nu mai pot eu! Mie pare că te muți definitiv după cât bagaj car după tine. Unde te muți? La Esteban. Nu mă mut la el. Cum să se mute când ea e iubita mea? Ea pleacă într-o delegație. Aiurea.
Mi-am adus aminte că am o treabă urgentă de rezolvat. Mă scuzați. Nu puteai să-ți amintești înainte să vii? Iubita ta, iubita ta, fac special pupăză ca să-mi strigi mie șosele. Te-a pus ăla, te-a pus. E lasă că o să ți-o plătesc eu. O plătești? În ce monedă? Dar să fie din alea hârtii mari ca să poți să obțin un curs mai bun. Cam așa. Șefe, pardon, Emma, chiere pasa... Hei, româna, că vreau să învas. Emma vrea să se mute la tine. Amicaza? Si! Adică da! Are bagajele la ușa. Tiene bagajele a la puerta. Asta vrea să-mi forțeze mâna, să o iau de nevastă. Ia, uite ce bine gândesc în românește. Ok, mersi, e sir. Hola, frumoasa! Este bien? Muy bien! Când vin? A che ora? Îmi pare rău, a apărut un problema de producciones. Trebuie să amânam. Ok. Gracias. Esto dulcesa. Ai luat ceapă? Ah, nu, hey, eu. Nu, mai întârzie. Care o întâlnire care se prelungește? De, se mai întâmplă. Și e și șef. Da, că așa sunt șefii. Păi, tu vrei să-l aștepți așa? Păi ce-am? Du-te și tu până la baie și aranjează-ți puțin coafiura, că mi se pare că s-a cam plăștit un pic la... Du-te la baie, bate și tu niște cuie în cocul ăla, să nu mai cadă. Ca japonezele când își împinge aderile în cap. Că mă vrei înapoi. Romanticul meu de săvârșit. Unde ești? Vandame? 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 Ți-a tras clapa domn Juan și ai făcut spume? Da, de unde știi? A, deci, chiar ți-a tras clapa? Nu, hofticosule. Adică, nu tu ai făcut. Eu, normal că nu eu. Păi pentru ce să-mi ceri iertare? Pentru infidelitățile tale? Și-au bătut ăștia joc de tine. Și culmea. Și cu rujul tău. Ăsta-i bou patentat, nu tăuraș! Cum e? N-a mers. Aaaa! Cu ce bani ai luat alea? Da. Le-am confiscat de la o țigancă chitră. Foarte bine, Chiorete, foarte bine. Să-ți faci datoria. Și în continuare. Bună, Cati, Mârlanu sunt. Salut, Mârlane. Vrei să comanzi ceva? Cum să-ți comand eu ție, mă, Cati? Păi te respect, nu ca alți măgari. Auzi? Te-am sunat să te... Alo, Cati? Cati, mai ești? Te-a rugat să trebuie să faci cu mine o pila spaniolă, că a rămas în urmă, mă. Și dacă poți să vin seara asta, te implor. Bine, bine, dar vin când termin, da? Ți-are una mult, mă duc să-mi ascund creionul. Ce te fac? Spiritual sunt. Ce-ați făcut cu baia? Nimic. Dar o să mai încerce Chiorete ceva, să vedem. Auzi, mă, eu stau, mă gândesc, dă-te și tu la ea, ca să atacăm pe mai multe planuri, mă, ca să avem soluție. Hai că dacă vine Esteban și nu ea, la revedere! Sarna, adică hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Trebuie să fac o listă? Nu, ce listă? Te întrebam dacă ești pregătit. Sunt pregătit, sunt mui pregătit. Dar ce zic eu mui? Mui, mui? Ah, ce surpriză!
Chiar mi-era dor de tine, Cati. Iubitule, nu se fac astfel de glume cu o domnișoară. Hai să mergem în dormitor că avem treabă. Crește-ne! Ce ai făcut și tu cu mine mai devreme? Ăștia s-a cuplat acum o oră, dar abia am decuplat. Am aruncat o căldare de apă rece, păi că era ca câine, auzi? Felicitări! Oricum, stai liniștită că eu n-am venit la pupăză cu mârlanul, am treabă. Mm-hmm, că eu am treabă, bă, nu! Dar nu-i adevărat! Nu suntem cuplați, e o minciună! Eu doar am vrut să-l fac jiros pe Van Damme ca să-i împac! O să stai liniștit, nu trebuie să te justifici, nu sunt nevastă ta! Da, și nici nu o să fie. Deci tu mi-ai distrus rujul pe oglindă. Eu? Ce să fac, dragă, cu rujul tău? Eu l-am pe al meu! Hai, dragă, dar ce e balamuc și nu putem să învățăm, hai? Nu mai dai la mine în dormitor! Știam că te oftici, eu am rujul meu, care este, e un rozet cu un glos la copii. Astea sunt lecțiile la care m-ai chemat tu, mârlane? Măi, Caterina, nu știu ce s-a întâmplat, e o oroare! Chiar că e o oroare! Dar zic, o eroare vrea să zic. A plecat. Ce crezi, Pacile? Mișcă-te imediat afară, că-mi dai dracu surpriza pentru Ima și Vandame. Tu ai făcut astea? Păi dar cine? Că doar nu tu. Nu eu. Nu. Deci continuați să vă bate joc de mine. Cine? Idiotă-n camarad. M-a chinuit să-i împac pe ăștia de-n pomană. Ei, dar acum coro să-i împești tu, bă. Te găsești, te dragi. Mi-a trimis Esteban taxiul. Nu vă deranja să mă conduceți. Mă descurc și singură. Păi, ce? Chiorete, fă ceva. Ce atrage la mine să fac? Vandame, zi ceva. Ce mă să-i zic eu? Ziceți voi că cu mine nu vorbește. Dracu de încrezut. Vamos a la playa, a su casa. Prostă, 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 prostă. Uite, uite ce hal ai ajuns să dormi pe unde apuci, că ești tâmpită și naivă și prostă și crezi toți fustancii, figuranții și mincinoși din Spania. Ah, uite capul tău, cine ai fost și ce ai ajuns? Puteai să fii prima doamnă și ai ajuns. Ce puicusa muy bonita. ¿Por qué lloras? Don Esteban. Emanuela. Deci asta ți era întâlnirea, Mr. Macho Man, una amoroasă. Nu înțeleg. Nu înțelegi? Cum nu înțelegi, mă? Cum nu înțelegi? Că atunci când vrei vorbești la una la perfecție. Ce faci, Aki? Nani. Dar tu? Nada. Nada? Arunci nada să pescuiești figurante. Nu-ți mai ajunge personajul principal. Unde sunt problemele de producționes? Nu lo entiendo. Kike! Ven aquí. Să rămână. Por qué ai zis că vrea să se mute conmigo? Ți-a zis că vreau să mă mut a tu casa? Si. A, și tu te-ai mai mințit cu problemele de producțiune, scu? Si. Me perdones? Si. Con una condición. A fost o vacanță de vis. Palmier, visipu fin și fierbinte, apa rece și limpede. Fără poza asta am făcut-o așa, printre alte chestii. Mă înțelegeți voi? Prostioare! Nu-i făcut-o la belciugatele? Ha! O chitră, ceață, că e făcută poza din banii ei, nu din ai tăi. La asta îi zici tu prostioară? Păi asta este o prostie mai mare ca tine, inconștientă! Cum o să mai ai tu la cor cu tatuajul ăsta, mă? Mișcă-te și scoate-l imediat, că dacă nu te scoate el din distribuție! Păi cum s-o de afară, mă? Că asta e amanta lui. A lui Esteban. E ok. Îl scot. E? Și ce dacă, bă, e amanta lui ăsta? Ai văzut ce înseamnă dacă am luat-o tare? Pupăza?
Dăm banii că eu lui Esteban nu pot să-i cer, că dacă îi spun pentru ce îi vreau, s-ar putea să te dea afară. Că mi-am făcut tatuajul ăla special pentru el. Dar lasă-mi, dragă, acolo, că-i păcat să ne certăm cu șeful pentru un amără de tatuaj, dacă află. Ei, dacă află, îi spun că producția e pe primul loc. Hai, dă bani. Nu. Cât... Hai, pupă să dă-i pe toți, că asta e operație serioasă. Îmi fac transplant de piele. Dacă și-l scoate, înseamnă că mai ține la Van Damme. Deci putem să continuăm strategia de împăcare. Sper că nu m-ai invitat și tu pentru ce m-ai invitat, Mârlan. Hai mă, Cati, mă, cum poți să crezi așa ceva? Eu nu vreau decât să-ți arăt că între mine și Emma nu este absolut nimic. Eu doar am vrut să o împac cu bărbată su. Hai! Mâncați repede și hopa sus, că v-am pregătit dormitorul pentru împerechiere, ăsta pentru păcare. Voi sunteți înțelegi, nu? Voi încercați când unul când altul, că poate pic! Nu, numai eu. Ba el! Cati, stai, mă, că e o încurcătură! Ce mi-ai făcut, nenorocitule? Stai, mă, liniștit, că dacă ne-am pocnit pe amândoi, înseamnă că ne iubește în egală măsură. Trebuie să ne bucurăm! Să ne bucurăm! Da. Să ne bucurăm! Con alegría y con alegría. Hai, că suntem o echipă, trebuie să punem umărul toți cumva. Sau vreți să plătim? Și atât mai era. Și atât mai era, îți spun. Să vadă entitatea asta fără... Hai mă așa, că tu n-ai treabă cu asta. Hai mă! Hai, poți să-i rezici? Nu! Bine! Să vadă entitatea asta prăvită ce-a pierdut și să-l dea palme singur că eu nu m-am mai deranjat. Du-te și schimbă-te odată! Las! Da, lasă-mă! Nu mă așa de-ai drumul de sus! Da, dar drumul de sus deja uitându-se! Bravo! Nu te uita la el, Bogdi! Lasă-l, e bine, mă, ești haios, dar te vrea cu bine, hai! Bravo, bravo! I-a cunoscut pe toți altii, mămică ta? Tu o faci pe mama, mama? Mama, 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 eu quiero! Mama, eu quiero! Don Esteban? Esmeralda? Ce vorbești? Bă, de ce-i spune, măi, eu mereu Esmeralda? De ce că e Emanuela? Mamă, ce bucă! Nu mai cu asta nu mai jucăm, că ne bate. Hai.